cum te pricep de prefect al județului Vrancea. În temeiul articolului 100 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Berbece Gheorghiță exercită cu caracter temporar, în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Vrancea. Semnează premierul României, domnul Ludovic Orban. Vă rog să depuneți jurământul. Eu, Berbece Gheorghiță, numit în funcția publică de prefect al județului Vrancea, prin hotărârea guvernului numărul 895 din 2019, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 251, alineatul 3, din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Vrancea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Guvernare, care a fost votată de Parlamentul României odată cu investirea guvernului pe care îl conduc. Vă solicit deschidere totală față de cetățean, vă solicit transparentizarea instituției prefectului și a tuturor serviciilor publice pe care își desfășoară activitatea la nivelul județului. Vă solicit să vă asigurați că toate entitățile publice care reprezintă ministerele sau alte autorități ale administrației centrale și desfășoară activitatea în conformitate cu legea, cu programul de guvernare și cu interesul cetățeanului. De asemenea, vă solicit să asigurați legalitatea activității autorităților locale. În ultimul rând, în calitate de prefect, vă solicit să acordați o atenție specială modului în care forțele de ordine, poliția, jandarmeria, pompierii acționează în interesul cetățeanului, păzesc viața, integritatea fizică, proprietatea privată a fiecărui cetățean din județul în care vă veți exercita funcția de prefect și de subprefect. Așa cum puteți vedea, de când a fost instalat acest guvern, există o schimbare majoră în ceea ce privește funcția publică și implicarea oamenilor care exercită funcții de demnitate publică sau funcții publice. Nu există oră din zi în care să existe vreo scuză pentru vreun reprezentant al guvernului sau un om care deține o funcție publică de conducere și să nu fie la dispoziția cetățeanului, să nu acționeze pentru îndeplinirea funcțiilor și misiunii pe care o desfășoară. Domnilor, ce aș fi putut să vă spun eu? A spus deja prim-ministrul țării, mi-a furat spiciul. Mie nu rămâne decât să vă spun, dat fiind că suntem în luna decembrie, se apropie sărbătorile, vă urez multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, prietenilor, rudelor, să vină un an mai bun, cu rezultate, cu împliniri pe toate planurile, și profesionale, și în viața de zi cu zi, a fiecăruia. Vă urez la mulți ani și spor la treabă să avem, pentru că o să avem de treabă. Dacă îmi permiteți, vă rog să le mulțumesc colegilor pentru că m-au sunat în această perioadă. Am fost mândru că am lucrat în echipă, iar dumneavoastră să vă urmez în toată succes. Mulțumesc!